Păi spuneți câți ani aveți când a murit tatăl dumneavoastră? Adică în 40, au fapt România, Rusia și doarat război. Românii, dacă nu cedea, se duc măsărate. Și măsărate au fost cedată, pentru că n-au putut ține piept unii țări, așa, de uriașă, cum este Rusia. Noi, imediat am fost ocupați, au intrat la Soroca, este o cetate, nu știu dacă am auzit. S-a auzit acum, merită să vedeți chiar dacă o să mai vedeți. Au intrat în Soroca, eu de fapt sunt din raionul Soroca, atunci era Chiepsul. Și tatăl dumneavoastră milita împotriva rușilor sau care-i treaba? Nu că era împotriva rușilor, dar pe dânsul îl chemau la încălzire ca să se dezică de biserică, să iasă pe ambon la biserică, să le spune la Emoreaș că eu i-am mințit, că Dumnezeu nu există, că religia e opiul pentru popor și nu teatru. Și el era născut într-o familie numeroasă. Numele Porfirie Șoim din Stoicani, de Soroca. El era cel mai mic și părinții erau credincioși și au vrut să o facă preot ca să se roage pentru ei. Și el a terminat o școală sau cum s-a numit seminar teologic dintr-un orășel Iedineț. Mai apoi a intrat, că învăța bine, a intrat la facultate teologică aici în Chișinău și a absolvit-o aici. Și s-a căsătorit, s-au căsătorit cu Mavolea în anul 2019. Bine, părinții le-au ajutat să facă casă, au trăit numai 5 ani după nostru și ne-au ridicat. Că când am venit rușii, multe s-au făcut research, deportări, dar nu numai, s-au fost așa numai, dar s-au mai deportat. Dumneavoastră ați fost deportată? Ați fost deportată? Da. Și la 13 iunie 41, noaptea, au luat câine. Mama a lăsat cu vină inimii, că cineva i-a implantat cuțitul inimii și durea așa de tare. Și a prins omul și a spus, papa nu putea liniști.